Slăvește Domnul prin puterea Duhului Sfânt, biserică din loc, cercetata minimă de inimă, cercetata în suflet de suflet, și iată ce-am aflat și așa este, zice Domnul, prin puterea Duhului Sfânt. Vă cunosc dornicia ce aveți pentru mine, zice Domnul, și pentru lucrarea mea curată și sfântă. Bucurați-vă, bucurați-vă și iar vă zic bucurați-vă, că viu e Sfântul Israel în mijlocul tău, biserică. De multe ori ai fost cercetată, când într-o formă, când în alta, dar ai fost cercetată minunat, ca să pricepi și să înțelegi căci faci parte din rodul suferinței mele, zice Domnul. Iată, iată, copiii mei, nu-i mult, nu-i mult, Valdos semena Raiet. Și ce vedeți nu veți vedea, ce auziți nu veți auzi, pentru că vreau să mă duc lucrările la îndeplinire cu repeziciune, zice Domnul, că iată, iată spurcăciunea și întinăciunea, a ajuns la mine, rebraie, toferă, manarai, și vreau să cobor, tâmeravolte, rai, ce-i al meu să scutesc în odăiță. Vai, vai de acei ce într-o vreme ca și aceasta, atât de tulbure, zice Domnul, nu sunt cetățenii cerului și sunt locuitorii pământului. Mulți au uitat că au fost spălați de vechile păcate și stau tot în nepăsare și nu privesc și nu știu că venirea mea e mai aproape decât ar crede unii și ar înțelege alții, zice Domnul, prin puterea Duhului Sfânt. Dar ferice, ferice va fi de sufletul care într-o vreme ca și aceasta magazinează merindea pe cale, că iată, iată, mult să satură cu mana mucegăită și nu primesc mana curată și sfințită din mânuțele mele preasfinte, zice Domnul. De aceea oricare ai fi în locul acesta, nu te înălța și mai bine teme-te, că cel ce poartă sabia cu două tăișuri, e cu tămerii valt, este în lucrare. Rămâneți credincioși în ceea ce vi s-o da și în ceea ce sunteți, fără biruința din partea voastră, nimic din fire, nimic din îndrăzneală, nimic din râvnă fără pricepere ori înțelepciune omenească, și totul prin puterea Duhului meu cel Sfânt, pentru că eu sunt drept în toate lucrurile și sunt sfânt în toate lucrările, zice Domnul, prin puterea Duhului Sfânt. De aceea cei ce vor fi plini de Duhul Sfânt vor rămâne în picioare, iar cei ce vor fi căldicei, Ravol menag laiet, vor rămâne cu locuitorii pământului. Elartofel menag laiet, nimic întinat, nimic spurcat. Pe porți în cetate nu se va intra, pentru că eu sunt acel ce sunt. Sunt început și sunt sfârșit. Alfa sunt, Omega sunt, cuvintele mele sunt Duh, cuvintele mele sunt viață. Viu e Domnul ce vă vorbește și vă pune în gardă, în totul, în totul. Fiți precauți din toate punctele de vedere, că nici vrăjmașul nu doarme. Elai e dofar, meric lai, planuri peste planuri își face, dar de veți fi înțelept, veți fi priceput, zice Domnul, veți și biruitor, că cel ce viu, cel ce poate da tăria, cel ce dă biruința, sunt eu, Domnul, zice Domnul, prin puterea Duhului Sfânt. Amin.